Forse Curco Dulciata de Caise. O bunătate. Sper să vă placă și vouă. Rețeta este simplă. Vedeți? Pentru forsecuri o să avem nevoie de unt. O să avem nevoie 80 de grame de unt. Făină cât cuprinde. Un ou. Un praf de sare. Și 55 de grame de zahăr pudră. Fără drojdie. Or să iasă așa. Deci dacă le doriți mai crescute, adăugați puțin praf de copt. Și o să mai avem nevoie pentru aluat. Aici am coajă de lămâie și de portocală pusă cu zahăr. Rasă pusă cu zahăr și ținută. Se conservă în frigider. Dulceața de caise este făcută ieri. Ia uitați. Făcută în casă. Așa arată. Și cu această dulceață o să facem. O să avem nevoie de un castron unde o să punem pur și simplu toate ingredientele, le amestecăm, întindem foaia și facem. O să mai avem nevoie de foițe de hârtie pe care eu am să le răsucesc. Am să le răsucesc. Și am să bag în interior, ia uite, așa, ca să fac acest gol. Vedeți? Și le coacem împreună. O să punem aici oul. Cu un praf de sare. O să punem un praf de sare. O să adăugăm zahărul pudră. Așa. O să amestecăm. Am să pun și o linguriță din coaja de lămâie. Linguriță. Mai pot amestecăm. Apoi adăugăm și untul. Am să adaug și untul. Și amestecăm încet. Amestecăm. O să adăugăm și făină. Făină cât cuprinde. Am să o cern acum deasupra. Nu este cernută. Și amestecăm. Mai punem făină. Mai dau puțină făină. Așa. Și o să punem totul aici. O să mai frământăm puțin, mai pun puțină făină. Aluatul este gata. Trebuie lăsat la odihnit cam o jumătate de oră. Încă puțină. Nu trebuie să se lipească de mâini. Mai pun puțină. Aluatul este gata. O să avem nevoie de un sucitor de hârtie de copt, pentru că o să facem aceste fursecuri, le umplem după aceea cu dulceață. Ia uitați, așa. Le-am copt și
și le umplem după aceea cu dulceață. Și acum să vedem cum. O să rupem o bucată de aluat. Și o să o întindem. Presurăm puțin făină. Așa, și acum o să tăiem fâșii. O să ne ajutăm de sucitor. Și o să tăiem fâșii. Și tăiem bucățele. Așa. Acum, o să luăm acestea care nu sunt bune și le dăm deoparte. Și cum am spus, o să avem nevoie de fâșii de hârtie pe care o să le răsucim bine. Le strângem bine. Și acum o să le punem așa, aici, peste un triunghi. Ridicăm un capăt, ridicăm pe celălalt și le unim. Ia uitați. Vedeți? Le unim bine ca să nu se desfacă. Și vor ieși goale. Și după aceea o să punem dulceața. Tot la fel. Am fâșia de hârtie. O răsucesc bine. Iată. O așez aici. Ridic un capăt. Și apoi pe celălalt. Și lipesc bine aici, pe mijloc. Presez. Ca să nu se desfacă. Și continuăm așa cu toate. O să punem fursecurile noastre la copt. Deci, cum am spus, avem o foaie de hârtie care o tăiem în fâșii, le răsucim. După ce am întins aluatul și am tăiat pătrățele, luăm câte o bucățică de aluat, punem deasupra și întoarcem capetele extreme și apăsăm aici. Și o să punem în tavă. O bucățică de hârtie, o răsucim. Deci avem un pătrățel și acum îl punem pe mijlocul aluatului și întoarcem capetele. Vedeți? Și apăsăm puțin ca să nu se dezlipească la copt. Și punem în tavă. O să iasă cam așa. Ia uitați. Eu dacă scot acum, acesta este copt. Vedeți? Am să umplu cu dulceață. Eu ieri am făcut dulceață de căinței și abia așteptam să fac aceste fursecuri. Ia uitați cum arată.
Am să fac și rețeta, încă nu este gata. Se face foarte ușor. Am făcut doar două borcanele din jumătate de kilogram de caise. Caise, am pus jumătate de kilogram de caise, 350 de grame de zahăr și o jumătate de lămâie. Se face foarte repede, este foarte ușor. Și să mai facem, cum am spus, tăiem bucățele, răsucim, ia uitați, răsucim. Acesta a fost deja copt, ăsta este încă nu este. Și răsucim. După ce am întins bine aluatul, iată-ți, punem aici deasupra și întoarcem. Vedeți? Și se lipește. Apăsăm puțin ca să se lipească, altfel se desface la copt. Și cu furculiță putem apăsa. Apăsăm bine. Și apoi o să punem. Aluatul trebuie să se odihnească măcar o jumătate de oră. Că este foarte fraged. Este aluat fără praf de copt. Și se face foarte ușor. Foarte, foarte ușor. Îl puteți face astăzi și mâine dimineață să-l puneți la cuptor. Apăsăm și punem aici în tavă. Eu acum iau și tai ca să-mi fac aceste tubulețe, îmi împart în trei. Vedeți? Am tăiat. Acum răsucim, ia uitați, uite așa, răsucim această hârtiuță. Luăm bucățica noastră de aluat, punem hârtiuța în interior și apăsăm. Sau punem puțin în buș și după aceea lipim, ca să nu se desfacă. Și le umplem cu dulceață la sfârșit. Altfel dulceața curge în cuptor. Și tot la fel, răsucim bine. Luăm o bucățică de aluat și întoarcem. Deci o să punem puțin în buș ca să nu se dezlipească. Și tot la fel, luăm bucățica de hârtie, vedeți? Mai mare, mai mică și o strângeți bine. Acum depinde și cât de mari le vreți să le faceți. Ia uitați, vedeți? Aici, acesta este pătrățelul, pun pe diagonală și capetele opuse, eu le aduc. Puneți un pic de albuș și apăsați aici puțin, ca să nu se dezlipească. Vedeți cum iese? Și le umplem după aceea. Ia uitați. Și le dăm cu zahăr pudră. Vedeți? Acesta este copt. Eu când scot, după ce s-a copt, vedeți? Rămâne gol și cu lingurița o să umplem. Iar dacă aici am dulceața, iau puțină dulceață și pun cu lingurița. Și după aceea dăm cu zahăr pudră. Vedeți? Pun și în partea cealaltă puțin. Eu am o linguriță mică. Uitați. Și le dăm cu zahăr pudră deasupra și o strângem bine. Luăm bucățica noastră de aluat, tăiată pătrățel și o pun pe mijloc, vedeți? Și capetele opuse, deci o pun pe mijloc, pe diagonală, și capetele opuse le lipim cu puțin albuș. Cel mai sigur ca să nu se dezlipească. Și punem în tavă. Așa. Să mai facem încă una. Vedeți? Pun pe mijloc. Și o să dăm la cuptor. Dăm la cuptor la 180-185 de grade. Circa 10 minute. O foiță de hârtie. O să facem, vedeți, ca un tubișor. Și o să-l punem în interior aici,
la acest pătrățel. O să închidem, o să dăm cu puțin albuș, să dăm cu albuș că altfel se desfac și punem celălalt capăt pe deasupra ca să lipim, ca să le sigilăm. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Vă pup dulce pe toți și vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vedem data viitoare cu o altă rețetă. La revedere, pupici! Vă pup dulce! O zi bună tuturor! O după amiază plăcută! La revedere! Pupici!